Nicolae Labiș a fost un poet român cu un talent remarcabil. S-a născut pe 2 decembrie 1935 în Poiana Mărului, comuna Mălini, județul Suceava. Fiu de învățători, Eugen și Ana Profira, Nicolae Labiș învață să citească pe la 5 ani de la elevii mamei sale. De asemenea, începe să și deseneze. Școala primară o începe în satul natal, în clasa mamei sale. Apoi, din cauza celui de-al doilea război mondial, o continuă în refugiu, în comuna Mihăiești, satul Văcarea, unde va urma clasa a treia, obținând numai note de 9 și 10. Colegii de atunci își amintesc că scria poezii și scenete și îi plăcea să apară în public ca recitator. În mai 1945, familia se întoarce acasă și se stabilește la Mălini. Compunea poezii și povești încă din copilărie, iar debutul publicistic are loc la nici 15 ani în ziarul Zori Noi, Suceava 1950 și Viața Românească 1951. A urmat liceul Nicu Gane din Fălticeni între anii 1947 și 1951. Vara, Labiș întrerupe cursurile liceului, pe care îl va urma din anul 1953 la fără frecvență, pentru a da în august 1954 la Fălticeni examenul de maturitate, când obține la limba română nota maximă. În anul 1950 are loc consfătuirea tinerilor scriitori moldoveni. Labiș este cel mai tânăr dintre tinerii participanți. Prezent ca o minune locală, el uimește pe cei de față prin cultura vastă, solidă, și se impune tuturor prin severa stăpânire de sine. La festivitatea finală, recită propria sa poezie Fi dârz și luptă, Nicolae. La data de 15 septembrie 1952, Labiș a început să urmeze cursurile de la Școala de Literatură și Critică Literară Mihai Eminescu din București, unde i-a avut ca profesori pe Mihail Sadoveanu, Tudor Vianu și Camil Petrescu, iar printre colegi pe Florin Mugur, Lucian Raicu, Ion Gheorghe, Doina Sălăjan și Gheorghe Tomozei. Aici s-a impus grație înzestrării sale poetice și intelectuale excepționale ca lider de opinie. Deși a îmbrățișat la început ideile regimului comunist de guvernământ, căutându-i laude într-un număr de poezii, devenind o stea în cadrul partidului, în februarie 1953, departamentul său a purtat discuții cu privire la presupusele lui abaterii de la moralitatea școlii și disciplină. În primăvara anului 1954, în cadrul Uniunii Tineretului Muncitor, au avut loc de asemenea discuții despre comportamentul său și i s-a decis, cu un vot contra, expulzarea sa din rândurile organizației. Cu toate acestea, pedeapsa nu a fost confirmată de organele superioare. În această perioadă îl vizitează des pe Mihail Sadoveanu, devenind buni amici. La banchetul de absolvire, Labiș recită poemul Vârsta de brom, tipărit postum, în 1962. După absolvire, este angajat în redacția Contemporanului, apoi a Gazetei Literare. Din toamna anului 1955, Nicolae Labiș urmează cursurile Facultății de Filologie a Universității din București, însă renunță după doar un semestru. Poemul său, Moartea Căprioarei, apare în Viața Românească în acest an. Un an mai târziu, în 1956, participă la o conferință pe țară a tinerilor scriitori, publică 2 volume, Puiul de cerb și Primele iubiri, și pregătește pentru tipar cel de-al 3-lea volum, Lupta cu inerția, care îi va fi publicat postum în anul 1958. În noaptea de 19 decembrie 1956, la scurt timp după aniversarea împlinirii a 21 de ani, Nicolae Labiș, care petrecuse câteva ore în compania unor cunoștințe la Casa Capșa și apoi la restaurantul Victoria, a vrut să ia tramvaiul pentru a se întâlni cu Maria Polevoi, iubita sa, la care din păcate nu a mai ajuns.
Nicolae Labiș fusese victima unui grav accident de tramvai, în urma căruia măduva spinării îi fusese secționată. Practic, era decapitat și trupul paralizat. După ce i-a fost refuzată internarea la spitalele Colțea și Central, prezorii zilei de 10 decembrie a fost internat la spitalul de urgență. La spital mai era conștient, dar chirurgii nu l-au putut salva. În ciuda eforturilor medicilor și o mobilizare spirituală a colegilor săi scriitori, cunoștințe și prieteni, starea lui s-a înrăutățit inexorabil, iar la 22 decembrie 1956, la ora 2 dimineața, a decedat. Trupul neînsuflețit a fost depus pentru ultimele omagii la Casa Scriitorilor. A fost înmormântat la cimitirul Belu. Ipoteza oficială a accidentului de tramvai este că Nicolae Labiș, aflat în stare de ebrietate, a alunecat fatal între bordură și platforma stației de tramvai de la Colțea, fiind prins între grătarele celor două vagoane ale tramvaiului. În procesul verbal semnat în ziua de 25 decembrie 1956 de balerina Maria Polivoi, cu care poetul și-a dat întâlnire în acea noapte, aceasta a susținut că ceea ce s-a întâmplat pe refugiul de la Colțea a fost un simplu accident. Cele susținute de Maria Polivoi au fost confirmate și de Isaac Grișa Schwarzman, un alt martor ocular, mărturie consemnată de Gheorghe Tomozei în volumul Moartea unui poet și de vatmanul tramvaiului Udroiu Marin. Însă unii contemporani sau martori oculari susțin că ar fi putut fi vorba de un asasinat politic, dat fiind că în acea perioadă Nicolae Labiș nu era în relații cordiale cu securitatea. Controversele referitoare la un eventual asasinat au apărut în urma mărturiilor acelor declarate de Nicolae Labiș pe patul de spital, apropiaților și a faptului că poetul era urmărit de securitate, deoarece dintr-un scriitor care slăvea actele partidului și ale sovieticilor, a început să se îndoiască de doctrina acestora după discursul secret al lui Hrușciov și după Revoluția Ungară din 1956. Poemul Moartea Căprioarei, inspirat de un eveniment real, l-a făcut celebru pe Nicolae Labiș în rândul mai multor generații de adolescenți. Criticul Eugen Simion l-a supranumit, folosind o metaforă din basme, buzduganul unei generații, căci debutul lui Nicolae Labiș avea să anunțe generația lui Nikita Stănescu, cunoscută sub numele Generația Șaizecistă.